Domnule Constantinescu, este clar că ați supărat pe foarte multă lume, poate de aici și campania negativă pornită împotriva noastră, plecând de la celebra filmare din 2020 și nu cu în trafic. De unde a plecat acea filmare și de la cine a pornit până la urmă? Cine vedeți, vă iubește? Vedeți dumneavoastră, cred că Inspectoratul Județean de Poliție ar trebui să înțeleagă de unde am primit o adresă prin care ne comunică că nu avea un dotare bodycam-uri, cu toate că pe imaginile pe care le puteți vedea cu ușurință apare undeva dreapta jos Poliția Română. Ceea ce mă face să cred că ori chinezul care a vândut camera video s-a gândit că o poate folosi un polițist, ori de fapt era în dotarea respectivului în mod instituțional, oficial, administrativ, corect. Cum au ajuns filmările trunchiate? Pentru că se și vede că dialogul dintre mine și polițist începuse puțin înaintea începutului filmării, cel puțin ceea ce a fost dat publicului. Eram într-o acțiune în desfășurare pe întreg litoralul. Dacă vă aduceți aminte, era perioada pandemică, se insista în fiecare zi în videoconferințe la nivelul prefecturii să fie luate măsuri de combatere a tuturor nerespectărilor exigențelor de atunci. Aveam o acțiune în Vama Veche, o acțiune în Mamaia, în plină desfășurare. Noapte, eu eram de dimineață, așa cum m-am obișnuit pe toată lumea că îmi încep activitatea. Una dintre colegele noastre fusese agresată, am rugat-o să sune la 112 și de aici ajungem la filmarea despre care vorbim. Am fost oprit, am explicat respectivului că eram în exercițiu funcțiunii, adică nu veneam de la discotecă și mă duceam la culcare. I-am explicat că este vorba și se și aude pe filmare când îl întreb: sunați dumneavoastră la 112, pentru că noi putem, muritorii de rând, să sunăm prin intermediul chiar al numărului de urgențe. Nu știm numele din spate, corect, numărul centralei. De ce? Să se asigure colega mea sau că mașinile reprezentative ale poliției la acel moment, fie jandarmi ale Ministerului de Interne, ar fi ajuns, pentru că nu mai îmi răspundea colega mea și îl întreb, sau îl sun eu, pe cine, Doamne iartă, mă puteam să sun? Eram comisarul șef al județului Constanța. Uzanțele instituționale spun că sunt pe omologul tău din instituția cu care doresc să iei legătura. Se aude și în conversația telefonică că nu-i spun. Vorbim despre ce? Cu siguranță nu exista un act normativ care să prevadă executarea mea și condamnarea mea la moarte pe loc. Deci nu se punea problema că sunt să se ia sau să nu se ia vreo măsură împotriva mea, atât timp cât vorbeam de o amendă pe care am și plătit-o, vorbeam de suspendarea talonului până puneam numărul de matriculare, pentru că se spărsese suportul acestuia, până puneam un nou suport și un număr de matriculare. N-aveam de ce să sun pe cineva, ce favoare să-mi facă, să mă scoape de pe culoarul morții, să nu fiu executat prin spânzurare. Nu, a fost o poveste tendențioasă. Bineînțeles că respectivul polițist, cel puțin se zvonește că ar fi fost supărat pe mine și pe colegii mei că în dimineața acelei zile am fi aplicat niște sancțiuni unor operatori economici ce aveau o strânsă legătură cu acesta, cel puțin așa se zvonește, chiar nici nu mă interesează. Eu cred că cei care mă cunosc știu sigur că nu mă pot face vinovat de o poveste sau de o gafă monumentală, să rupă cineva ce, să mă ierte de plata unui amenzi de 200 de ron? Bun, dar de ce a apărut abia acum? Povestea e din 2020, asta este ideea. Pentru că se gândesc foarte tare că la un moment dat probabil o să încurc ploile multora. Am devenit cumva candidatul de serviciu, că nu candidez la sectorul 5, candidez la sectorul 1, că nu candidez la niciunul dintre acestea, candidez la Constanța, la Eforie, la Mangalia, nu știu unde nu mai candidez. Și atunci, probabil, dintr-o precauție greșită înțeleasă, pentru că nu vorbim de un război personal, iată că scot tot felul de gogomărițe. Mă aștept să mai apară, a apărut o filmare. Dar bănuiesc că știți la cine ar fi în spatele acestei povești. Aveți idee? Cred că e un grup mai mare de oameni, nu este doar un entuziast cel care scormone. Mă bucur că face acest lucru, îmi dovedește care le este limita atât spirituală cât și eventual chiar ideologică. O persoană care se hrănește scormonind în haznaua istoriei, fie a mea, fie a țării, fie a oricui altcuiva, este una dintre persoanele catalogate într-un anume fel. Probabil din lipsă de argumente, în loc să arate ce pot face și cât sunt de deștepți, nu știu cum să arunce cu noroi în mine.
M-am obișnuit, am început să mi se pară bine. Sunteți imun. Nu, am început chiar să-mi placă cum arată, mai ales gândiți-vă că au fost persoane care s-au îmbrăcat în tot felul de chestii, au plimbat găini pe stradă, așa că de ce nu Horia Constantinescu ar purta o haină, nu știu, pătată, pentru că e la modă. Cred că până la urmă este fascinantă, chiar și pentru mine și pentru mulți dintre cei care mă simpatizează.